Bine v-am găsit la rugăciune pentru lumea musulmană. Suntem în a 20-a zi a Ramadanului, perioadă în care milioane de creștini din lumea întreagă se roagă pentru musulmani ca să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Astăzi vorbim despre o țară care este în topul persecuției și este în nordul Africii. Ne rugăm pentru un oraș în mod specific din această țară. Împreună cu noi este Narcis Vlașin. Narcis, ce ne poți spune despre această țară așa de strânsă în ce privește credința creștină? Da, este vorba de Libia, din nordul Africii, o țară mărginită în dreapta cu Egiptul, iar în stânga și în jos cu țări grele, greu accesibile, Mauritania, Mali, Tunisia, Senegal, mai încolo. E o țară care este aridă, ca și un fel de deșert. Nu este simplu de locuit în ea, căldura este foarte mare, deși are acces mult la ocean, ea continuă să nu fie pretenoasă din acest punct de vedere al mediului înconjurător. Totuși, țara are locuri extraordinar de frumoase și a fost căutată nu odată. Din Sicilia până în Libia nu faci 2-3 ore sau depinde cu ce embarcațiune mergi, dacă mergi cu feribotul, faci o noapte și ajungi dimineața în Libia, în Tripoli. Tripoli este un oraș, capitala țării, care aproape 2000 de ani a fost sub dominație străină. Găsești clădiri arhitectonice din vremea romanilor și ansamble incredibile care au fost construite de pe vremea Imperiului Roman și sigur, a continuat această dominație străină prin diferite alte imperii care s-au perindat în zonă. Acum, Libia și Tripoli cunoaște o perioadă tulbure după plecarea despotului Gaddafi. A lăsat țara în derivă și nu reușește să se autoguverneze suficient de bine. La un moment dat erau două guverne, chiar și acum sunt, guvernul din sud și cel din nord, care nu totdeauna se înțeleg, care nu se coordonează. Unul îți dă viza, celălalt o ia, lucruri de genul acesta. Circulau anii trecuți filmulețe pe internet despre creștini egipteni care erau decapitați în Libia. Probabil muncitori care au mers în acea țară. Da, a fost un incident la un moment dat, dacă nu mă înșel, cu 18 creștini coptici din Egipt, care au fost întrebați rând pe rând fiecare, te lași de Iisus, îl renunți la Iisus, și li s-au tăiat gâtul fiecăruia. Da, au fost și sunt incidente de acest gen, sigur nu este simplu să le privim, pentru că ele de-aia au fost făcute și filmate, să se prezinte lumii, să producă teroare și teamă și îngrijorare. Tocmai pentru a nu permite creștinilor să aibă curajul să ridice vocea și să spună despre Hristos. Dar da, există în Libia, la ora actuală, legi care îngrădesc creștinilor să părăsească islamul și să se convertească la creștinism, da, celor care au fost musulmani. Există chiar o situație, avem un tânăr pe care îl cunoaștem personal, care a fost condamnat la moarte pentru că a declarat că el și-a schimbat religia și de vreo aproape jumătate de an încoace și așteaptă executarea pedepsei, că pedepsa deja este definitivă. Dar sunt și alte situații în care creștinii ai noștri au fost răpiți și li s-a cerut recompensă sau sunt îngrădiți, nu există biserică deschisă oficial, nu se poate, lumea duce la biserică duminica în liber, pentru că nu există așa ceva. Cu toate acestea, sunt câteva familii, chiar și de români, care s-au dus în Libia și vor să slujească pe Dumnezeu în zonele acelea și ne rugăm pentru protecția lor și ne rugăm pentru succesul lor într-o așa zonă grea.
Haideți să ne rugăm pentru ei, pentru cei care pleacă sau pentru cei care vor să plece, pentru că știu că sunt alte persoane care vor să meargă în această țară, cu toate riscurile, pentru a duce lumina lui Hristos. Doamne, ne rugăm pentru acest oraș Tripoli, în care vreme multă au locuit diferite populații și totuși creștinismul este prea puțin reprezentat. Ne rugăm pentru puținii creștini localnici care sunt în această țară și în acest oraș, să le dai izbândă, să le dai putere să stea drepți, să fie curajoși, să nu se lase intimidați, ci să fie bucuroși, să fie martorii tăi, chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea vieții. Ne rugăm pentru creștinii și chiar și cei români care sunt în țara aceasta și vor să te mărturisească pe tine. Te rugăm să ridici mai mulți creștini, chiar și din România, care să meargă și să poată să te mărturisească în aceste zone. Și mulțumim că tu iubești și populațiile și grupurile etnice din Libia și iubești acest oraș și dorești ca și ei să se întoarcă la tine. Amin. Amin. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană. Fiecare om de pe pământul acesta are nevoie de Hristos.